Începe mai greu ziua de astăzi, cu niște valuri mai mari. Dar așa e când ajungi la o plajă și te apucă lenea, îți vine să dormi. Și atât. Și avem un cățel, care îi place sus pe gard. Bă, băiatule, tu ce faci, bă, aici? În locul tău e pe jos, ești pisică și nu știi? Da, probabil a sărit de undeva și îi place lui sus pe gard. Da. Hai să mergem către plajă, că astăzi n-am făcut mai nimic. Mai mult am... Au, mă scuzați. Mai mult am stat. Ia, hai. Aoleu, frumosule. Așa. Mai mult am stat să ne recuperăm. Să ne lingem rănile mentale. Și aici avem un magazin exact peste drum. O rață care nu se mai oprește. Și o motocicletă care cară multe. Se vede pe ea cum e făcută. Tot un Royal Enfield Bullet pe numele lui. Frumoase grădinile. Dacă e să stai stiți așa la ele, uite, foarte îngrijite, foarte mișto și răsadurile și astea, adică o chestie care e de lăudat. Și asta e gaura prin gard, care ne conferă nouă cel mai ușor acces, cel mai rapid acces la plajă. Let's go, my friends! Din a doua grădină avem pârleazul meu preferat, care are efectiv 3 bețe printre care trebuie să intri. Dacă nu te bagi cu grijă, op așa, și ai prea multă burtă, trebuie să te ridici pe el. Pârleaz number 1 și pârleaz number 2. Op și așa. N-am probleme, nu sunt încă atât de gras. Și marea s-a retras din nou. Flux, reflux se întâmplă. Se vede că a crescut foarte mult plaja. Și din nou, după amiază, lumea la plajă. Avem un crăbuleț de data asta care face o deplasare în apa de pe mal. Și ia uite ce frumos se mișcă el. Dă-i înainte cu tupeu, băiatul, dă-i că ajungi, dă-i că ajungi. Dă-i că ajungi așa, hai. Se lasă noaptea peste plajă. E duminică, așa că indienii au liber și încă sunt în număr mare. Sunt curios mâine cum o să fie, să prindem prima zi de luni. Toată lumea își face poză la sfințit, la... Dar nimeni nu folosește blitzul ca să le iasă și fețele. Acum fiecare ce vrea, doar conturul sau contrajurul. Au făcut și un foc acolo pe plajă. De-am înțeles, e sărbătoare la ei, deci probabil are legătură cu asta. Plin pe plajă de divers și un dromader la plimbare. Dacă vrei să faci călărie, îți închiriezi dromaderul. Cu căluțul sau cu dromaderul. Și după ce am ieșit de pe plaja aglomerată cu dromaderi și alte asemenea animăluțe, ne ducem înspre centrul lor, înspre principalul hub, acest Khao San Road, pentru cine a fost în Bangkok, sau alee principală, Lipscaniu din București. Să vedem ce oferă, dacă au ceva mâncare măcar, n-ar fi rău să băgăm ceva pe sub mustață. Și uite aici câte condimente au frumos. Wow, nebunie. Ia uite ce am găsit. Astea sunt incensuri din astea de trebuie să le dai foc și miroase frumos. Și avem coadă organizată aici, dar de copii care dau să intre în templu aici în față. Mai puțin cu creștinismul în Gokarna, deja se văd templele fiind duse mult mai bine pregnante.
Vedeți cum se testează jadul sau pietrele adevărate? Și ăsta e roz quartz care face scânteie. Interesant. De toate găsești, de la mărgele, la instrumente muzicale, mâncare și așa mai departe. Misiunea din această seară se numește În căutarea Samosei. Am ajuns în autogara lor de aici și dintr-una într-alta ne tot trimit mai înăuntru, mai în autogară, căci că nu mai au la ora asta prin alte părți. Bine, v-am mai arătat ce e Samosa și se pare că dacă și lui Marius îi place, la mine e preferată. De ce să nu? Ia uite, avem și niște văcuțe foarte drăguțe aici care stau la umbra autocarului și un cățel cu ele. Aici, dacă vrei, încă de cocos la tăiat. Hello, hello, sir! Hello, from Romania. I was looking at this nice machine. This is for making juice, sugarcane. Se ia frumos tresia de zahăr și se stoarce la acest aparat până când îți iese sucul pe partea cealaltă. Hai să încercăm și niște cartofiori din ăștia cu legume. Marius a băgat unul deja. E bun? Mergem. 10 rupii. Să fie bine, să ne placă la toată lumea. What's this? Potato. Potato. Oh. Same potato. Same? Oh, alert. Hai că l-am rugat pe băiatul să-mi facă și mie un sandwich din ăsta cu niște smârcăți din ăsta verde. Îmi bagă un alo din ăla. Mi-l las torcoșit. Hop. Și mi-l dă la pachet. Thank you. Thank you, sir. Cu chutney verde. Bagă și Marius. Bag și eu. E bun, nu? Îți cam ia un pic făgura. După aceea, cine doarme bine la noapte? YouTube. The sun moves into every star, every month. Okay, yes. It moves 12 times in a year. Yes. This is the starting of the first month. So this is the start of the first month because of the moon that now sun, it's... Sun. We go by sun. By yeah. Sun, not by yeah. Moon. Okay. 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 Tomorrow is called Makara Sankranti. Makara Sankranti. 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 Yeah. The sun moves into the Makara. Makara means the crocodile's constellation. The constellation of the crocodile. The sun moves there. The sun is going to go into that constellation. Yeah. Yeah. Tomorrow. So tomorrow, that's, yeah. That happens tomorrow. Yeah, tomorrow, right. Ah, so cool. And normally across India, tomorrow is the day where the crops are from, all the crops. They bring all the crops home, yeah. And that's why they celebrate the new beginning. Yes, fresh food, fresh rice. And new wheat, sugar cane, all these things are brought home. Yeah. And ancestors who used to do, now we are all in the city. Wow. Yeah. Very nice, yeah. Very nice. So, it is called Gudi Padwa in Maharashtra. Gudi Padwa. Yeah. Yeah. Sankranti, Makar Sankranti here. And in Punjab, they have the name. Okay. Yeah. No problem. Yeah. No problem. But the same day. Thank you very much for the explanation, yeah. Sir. Thank you. This is very popular. N-am mai muncit așa pentru o masă de mult timp. Să dau niște coate, să nu dau. Da, vezi că îți vine mâncarea. Și mâncarea a fost deja plătită acolo la Teșghia, da? Să se știe. Aici am bonul de masă. Nu-l băga în mâncarea oamenilor. Aici nu e pe rând, aici e pe cine are mâna mai lungă. Exact. Deci chiar nu e pe rând. Bă, să ne dea și un șervețel, mă. La revedere. Avem ce? Avem cu ce? Dar să vedem și ce. Pe unde apucăm să mâncăm? Hai să ne căutăm un loc la o masă. Cred că... Ia vezi, la perete acolo. Dacă ne băgăm. Hai, perfect. Two people. Ok. Hai că am găsit și loc de masă. Băgăm aici cu localnicii. Ceva bun ca să umple masă. Mai devreme chestiile prăjite, dar niciodată nu zic că să mai mănânci și o mâncare gătită, proaspăt.